În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși, din mila lui Dumnezeu suntem în duminica a 24-a după Rusalii și am ascultat citindu-se Evanghelia de la Luca în capitolul 8, versetele 41 la 56. Cine se uită în calendar vede că este anunțată tema Evangheliei Învierea fiicei lui Iair. De fapt, e vorba de două minuni. Pe lângă fiica lui Iair, a mai fost vindecată o femeie bolnavă de hemoragie. Ne aducem aminte de duminica trecută că Mântuitorul a fost în țidutul Gadara, în sud-estul lacului Galilei, a fost gonit de locuitorii acelui ținut și s-a întors înapoi în Galileea, într-unul din orașele de pe țărmul lacului, probabil Genizaret, probabil Capernaum, Betania. Sunt mai multe localități acolo și ne spune Evanghelistul Luca că este întâmpinat de mulțime mare și în fruntea mulțimii liderul acestei comunități, Iair, care este mai marele sinagogii de acolo, care îl anunță în genunchi pe Mântuitorul, care are o fată de 12 ani, care este bolnavă pe moarte. Mântuitorul pornește, desigur, încetinit de mulțime și pe drum mai vindecă încă o femeie care era bolnavă de 12 ani, deja dura boala de 12 ani, o boală de curgere de sânge sau de hemoragie. Deci 12 ani avea fetița, 12 ani avea femeia de când era bolnavă. Ne putem gândi, nu-i așa, că pe vremea când s-a născut în casa lui Iair fetița, femeia se îmbolnăvea. Și în vremea de acum, când femeia se vindecă, fetița murea. 12 ani de boală, 12 ani de viață. Și Mântuitorul trece pe Iair, spuneam și anul trecut, printr-o școală a necazului. Îl poartă, probabil prin toată cetatea, încetinit de mulțime. Ați văzut și dumneavoastră cât de greu înaintează cineva când este în bulzeală și când mulțimea vrea să-l atingă, vrea să-i audă cuvintele, vrea să-l vadă. Îl înghesuie, îl strâmtorează, ne spune Evanghelistul. Și Iair, cu mintea mai mult la el acasă, deși era trupește lângă Iisus, vede că Iisus întârzie, aude vestea groaznică de la slugile lui că fetița a murit. Mântuitorul consolează, îi spune, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și în cele din urmă, după ce a trecut sufletul lui Iair și prin foc și prin iad și prin moarte, fetița înviază. Spuneam că sunt două minuni, de fapt două vindecări. O vindecare de boală și o vindecare de moarte. Adică sfârșitul bolii care întotdeauna duce la moarte. Mântuitorul, iată că nu are limite de timp pentru a ridica pe un om și a-l face sănătos. Și ne putem întreba ce este boala, care este atât de răspândită în zilele noastre și a fost dintotdeauna în omenire. Dar ca să înțelegem ce este boala, trebuie să înțelegem mai întâi ce este sănătatea. Noi oamenii și îndeoseb românii spunem că sănătatea e mai scumpă și mai bună decât toate. Sănătatea nu e altceva și medicii pot confirma, este un simplu echilibru sau o bună funcționare a corpului. Noi știm că în anatomia omului avem sisteme, sistemul endocrin, sistemul circulator, sistemul respirator,
Avem organe, avem glande, avem sistemul nervos și când toate acestea funcționează în echilibru, adică niciuna din părți nu se bagă peste cealaltă, omul este sănătos. Deci sănătatea este echilibru și boala intervine când acest echilibru se strică și atunci apare dezordinea unui organism. Inima o ia razna sau sistemul nervos o ia razna sau ficatul sau stomacul, zicem noi, că nu mai funcționează cum trebuie. O mulțime și o mulțime de posibilități ca acest echilibru să se dea peste cap. Deci boala vine în primul rând din dezordine. Boala este o dezordine în organismul tău și vine din dezordinea din viața ta. Medicii vă vor spune, desigur, că prima cauză a bolii îi o igienă deficitară. Preoții vă vor spune că prima cauză a bolii e igiena sufletească, adică ne umplem de păcate. Și când te umpli de păcate, se îmbolnăvește sufletul și se îmbolnăvește ulterior și trupul. Boala poate veni din dezordinea morală, când trăim ani de zile în păcate. De exemplu, dacă ani de zile îți bagi joc de stomacul tău și mănânci fără să te abții, fără să ții nicio zi de post, mănânci mai mult decât ai nevoie, mai mult decât îți trebuie, stomacul acela se îmbolnăvește. Și dezordinea ta, iată, creează dezordinea bolii. Boala poate veni în sistemul nervos dintr-o dezordine în gândire. Când gândești rău, când gândești strâmb, când dușmănești, când în permanență ești nervos și ai ceva cu cineva, oricine ar fi acela. Deci ori de câte ori apare dezordinea în viața noastră, apare boala, adică echilibrul sănătății se strică. La noi oamenii, eventual, și în cele din urmă, la toți oamenii, acest echilibru se strică, pentru că boala, fie că e boala de care suferi acum, fie că e boala care se va naște din cumulul de boli care le toate adun în viață, duce la moarte. Și noi am văzut astăzi în Evanghelie că boala poate să ducă la moarte când ești în puterea vârstei, când ești la capătul vieții și poate să vină chiar la începutul vieții, când ai numai 12 ani. Ori boala, și ne spune Evanghelistul foarte mult, și asta e lecția Evangheliei de astăzi, boala trebuie să ne ducă la Hristos. Avem două cazuri în care cei bolnavi se întâlnesc astăzi cu Hristos. Ați văzut o femeie care 12 ani a cheltuit averea pe doctor, s-a dat peste cap, a umblat în stânga și în dreapta, pentru ca după 12 ani de chin să-L afle pe Hristos. Și de aceea Hristos se întoarce către ea, că putea să o lase liniștită, ea s-a vindecat, nu știe nimeni. Dar pentru ca femeia să știe că boala cea de 12 ani a adus-o la Hristos, se întoarce către ea și spune: ca om am simțit o putere care a ieșit din mine și tot ca om n-am putut să văd. Dar ca Dumnezeu te știu. Și îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit și te-a izbăvit de boală. Tot așa și fetița de astăzi, de 12 ani, gândiți-vă că a murit și Mântuitorul a apucat-o de mână, a strigat-o: fetiță, scoală-te! Și primul lucru care a văzut fetița a fost nimeni altul decât Domnul Hristos. Deci boala duce la moarte, dar moartea nu este ultimul punct. Boala și toate bolile noastre trebuie să ducă la Hristos. De aceea vindecă Mântuitorul, te
De aceea a vindecat sute și mii de oameni cât a trăit 3 ani pe pământ și vindecă până astăzi. Și de aceea lumea nu se vindecă astăzi cum ne-am așteptat noi. Ce am putea să zicem că Hristos nu mai are aceeași putere de vindecare? Am putea zice că tainele Bisericii și Sfânta Împărtășanie nu mai au aceeași putere de a ridica din moarte? Nu. Numai că noi nu mai reușim prin bolile noastre să ne întâlnim cu Hristos. Și ne spune Evanghelistul că i-a zis, crede numai. Pentru boală, ca să te vindeci, sau mai mult, dacă chiar nu te vindeci și e o boală incurabilă, ca să ajungi la Hristos, îți trebuie credință. Îți trebuie credință că Hristos este Dumnezeul tău. Că El este stăpân pe viața ta și pe moartea ta. Că este stăpân pe sănătatea ta și pe boala ta. Și mai mult decât atât, Hristos este El însuși sănătatea ta. Spuneam că orice boală trebuie să ne ducă la Hristos. Și Evanghelistul Luca este foarte atent să ne spună că această femeie a cheltuit toți banii timp de 12 ani pe doctori. Desigur că nouă astăzi lucrul ăsta ne e foarte familiar. Ne e foarte la îndemână. E suficient să ne uităm la reclamele de la televizor și să vedeți că majoritatea covârșitoare a reclamelor sunt la medicamente. Noi știm că trăim într-o civilizație în care cea mai mare industrie este industria farmaceutică. Și un filozof contemporan cu noi spunea că noi suntem o civilizație a analgezicelor sau a calmantelor. Noi trăim într-o civilizație care fuge de durere, care ia calmante ca să ne treacă durerea. Și bine, bine gândită treaba asta, numai că noi luăm calmante și luăm medicamente și vrem să ne vindecăm de bolile noastre, dar nu ca să ajungem la Hristos. De exemplu, un bețiv care dă peste el o ciroză sau o boală de stomac și vrea să se vindece, dar nu ca să-și schimbe viața după aceea, ci ca să poată bea din nou. Sau un om care se îmbolnăvește de stomac, își face operații, ține regim, ca să poată mânca din nou. Sau un om care își distruge nervii în curvie, în desfrânări. Vrea să se repare, să-și facă sănătatea la loc, ca să curvească mai departe. Ca să păcătuiască mai departe. De aceea nu vin vindecările la noi. Pentru că noi suntem o generație, cum spune Mântuitorul, vicleană și parșivă. Adică suntem niște oameni care am vrea să luăm de la Hristos numai butonul vindecării. Hristos nu-L vrem pe tot cu poruncile Lui, cu viața Lui, cu iubirea Lui. Noi îl vrem numai ca un vindecător. Și după ce ne-ai vindecat, să ne lași în pace, că noi vrem să ne trăim viețile mai departe. De aceea întârzie vindecările noastre. Și de aceea vindecarea coincide cu momentul în care L-ai găsit pe Hristos. Și chiar dacă nu te vindeci, odată ce L-ai găsit pe Hristos, spune Sfântul Nectarie de Eghina, îi suficient că L-ai găsit pe Hristos. Pentru că Hristos este stăpân, cum am spus, și pe sănătatea ta, și pe boala ta. Pentru că eventual toate bolile vor duce la moarte, dar cel care biruie moartea este Hristos însuși. Și aș vrea să mă mai opresc asupra unui cuvânt. Noi știm din Evanghelie că Mântuitorul a vindecat mii de oameni. Nu numai cum am auzit astăzi două femei.
Mântuitorul a vindecat mii și poate zeci de mii timp de 3 ani jumate cât a fost pe pământ și poate milioane și zeci de milioane de 2000 de ani încoace. Ori Evanghelistul Luca ne spune doar două vindecări. Și astea două vindecări înseamnă ceva special. Ne spune de o femeie care este vindecată de hemoragie și este o copilă care trecuse deja puntea morții și Mântuitorul o aduce și desigur o aduce sănătoasă înapoi la viață. Deci sângele și moartea. Și aici ajungem noi la, cum am spune noi astăzi, prețul vindecării. Ați văzut că femeia a dăduse timp de 12 ani o avere pe doctori. Prețul vindecării ni-l spune Hristos astăzi. Prețul este sângele și prețul este moartea. Singurul motiv, singura rațiune pentru care Hristos a putut să o vindece pe femeia de astăzi de hemoragie este pentru că El însuși, peste câteva luni, își va da sângele pe cruce. Singura putere pentru care El poate să ridice pe om din moarte este pentru că El însuși a plătit prețul acestei morți. El are puterea asupra morții pentru că a murit El însuși. El are puterea asupra sângelui pentru că și-a dat El însuși sângele. Și acest lucru ne aduce la modul în care noi astăzi ne putem întâlni cu Hristos, cu sângele Lui și cu moartea Lui. Și acest lucru este imediat Sfântul Potir și Sfânta Împărtășanie cu cinstitul trup și cu scumpul sânge. Adică scump, scump, scump. Un sânge neprețuit și foarte scump. Și cei care mai citesc și Acatistul Mântuitorului, ultima rugăciune, rugăciunea Sfântului Isaac Siru, citesc acolo. Cum are loc vindecarea astăzi? Cum are loc faptul că Hristos ne dă cu sângele Lui putere și ne dă cu moartea Lui putere să biruim moartea? Și spune așa rugăciunea. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele. Adică tot ce vindecă Hristos în noi, urmările păcatelor noastre, le vindecă cu patima Lui. Cu rănile tale, vindecă rănile mele. Adică cu tot ce ai suferit tu, puterea ai să vindeci tot ceea ce sufăr eu acum. Și cu sângele tău, curățește sângele meu. Noi știm și din anatomie și mai ales din Scriptură, că sângele este puterea vitală în corp. Sângele duce viața, duce oxigenul, duce proteinele, oriunde în corp, la organe, la minte, la creier, la nervi. Ori Mântuitorul vrea, cu sângele Lui, să ne vindece tot trupul nostru. Și spunem așa, cu sângele tău curățește sângele meu. Adică sângele nostru e plin de păcate, e plin de urmările vieții noastre dezordonate. Și noi avem nevoie de nimic altceva decât o transfuzie de sânge dumnezeiesc. Asta se întâmplă în împărtășanie. Mântuitorul ne face o transfuzie de sânge, Dumnezeu ne face un transplant de carne, din carnea Lui preacurată și nepătată și nedezordonată de păcat, ne face o transfuzie de sânge și un implant de carne în trupul nostru păcătos și bolnav. Și asta înseamnă sămânța învierii. Noi știm că la înviere, spune Sfânta Biserică, va învia nu numai sufletul, care desigur e nemuritor și se ridică, dar va învia trupul. Va învia trupul nu așa cum ne imaginăm noi,
Adică să întorci, te întorci iară la prostii, să te întorci iară la, la chefuri și la viață dezordonată, va învia trupul, dar va învia așa cum Hristos a înviat. Adică un trup care poate să treacă prin uși încuiate, un trup de lumină, spun Sfinții Părinți. Și sămânța învierii se seamănă acum. Nu se poate să-ți învieze trupul, să fii un trup duhovnicesc și de lumină, dacă tu nu te împărtăși niciodată. Nu ai în tine sămânța învierii. Nu ai în tine sămânța sănătății. Și ca să aveți în minte cam ce înseamnă un trup care are în el sămânța învierii, mergeți la Sfintele Moaște. Vedeți că noi astăzi mergem și e foarte frumos că mergem la Cuvioasa Parascheva, la Sfântul Dimitrie Basarabov și eu la o mulțime de moaște și noi avem peste 30 de Sfinte Moaște aici în biserică și vedem că moaștele sunt neputrezite. La unii Sfinți se văd vinele, se văd nervurile, se vede carnea pe ele. Cine merge la Athos și pune mâna pe mâna Sfintei Maria Magdalena e caldă. Pentru că în aceste trupuri ale Sfinților s-a sădit sămânța învierii. Ei s-au întâlnit în bolile lor și în necazurile lor atât de mult cu Hristos, încât Hristos le-a dat deja în carnea lor, în oasele lor, în pielea lor, puterea învierii. De aceea ne învață astăzi Evanghelistul Luca și ne învață Biserica din totdeauna. Împărtășiți-vă, spălați-vă sufletele, ca să puteți să vă vindecați de bolile voastre. Și dacă am spus la început că noi românii zicem că sănătatea e mai bună decât toate, aș spune altceva. Hristos e mai bun și decât boala și decât sănătatea noastră. Pentru că poți să ai o boală cu Hristos și aia te mântuiește și poți să ai o sănătate fără Hristos și aia te duce la moarte și la destrămare finală. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne vrednicească, să ne împărtășim, zicem noi, fără de osândă și cât mai des cu cinstitul trup și scumpul sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.